tăria noastră este Dumnezeu. Noi declarăm prin străgunduri cuvântul nostru cel mai greu, cuvântul pentru totdeauna, tăria noastră e Dumnezeu. Avem dovezi, avem credință, avem ceva ca Mardoheu, avem o melodie sfântă, avem ceva din Dumnezeu. Cutremurați-vă acum, treziți-vă din vechiul somn, căci din mărimea slavei sale pogoară astăzi în Sion. Îl vom simți prezent aici, atât în vers, cât și în cuvânt, căci are noi făgăduința că va veni prin Duhul Sfânt. Când va prezența celui veșnic, cel etern din veșnicii, s-a pogorât cu un vârf de munte, mișcându-l chiar din temelii. Și dintr-un nor gigant de slavă vorbea cu Moise prin viu grai, în timp ce vuietul furtunii mișca tot muntele Sinai. Așa s-a prezentat cel veșnic cândva poporul iudeu, dar și atunci cârtea poporul, chiar că-l vedea pe Dumnezeu. Așa cârteau, așa cârtesc și azi mult muritor mereu, câți oameni plini de răutate susțin că nu e Dumnezeu. Dar vine ziua cea vestită, când tot ce-i scris se va împlini, astine spun să se sfințească, căci cel ce vine va veni. Amin. Prieten drag, vină la Domnul, astăzi până nu se închide harul, primește-l și tu acum, precum primitul la grabnic tâlharul, căci ușa harului acum este deschisă pentru toți, nu da de mâna ta prilejul, căci mâine nu știi de mai poți. Acum e har, dar iată vestea, de cei ce spuși ca să vegheze, ce au străjerit în semnale, pe înălțim de metereze, se aud cuvinte ce anunță plecarea harului de jos, se aud cântări care pronunță chemarea la Iisus Hristos. Și aceia se resping, atâția sunt, și fug de noi și ne acuză, dar în ziua judecății, avea la care mă aduc scuză. Câți puteți în valul vieții ca un fulg pierdut în sferă, vizuind sfânta credință ca și când a fi himeră? Câți privesc cu ignorare și acuză pocăința și rulesc divinătatea, veșnicia și credința, dar în zadar de tot rulesc, căci cu câte ne acuză, cu atât ne înțeles. Noi cu stat al cei viața și noi știm ce e de pământ, vrem acum ceva mai nobil, vrem ceva etern și sfânt. Căci în lumea noastră, când luăm și neavând, când se mai frumoasă viața, te trezești lângă mormânt. Te trezești lăsând pe toate câte atunci și câte faci și în focul lăcrimării te desprinzi de toți cei dragi. Atunci, unde ți este slava? Unde ți este viitorul? Unde dacă în viața aceasta tu îl respingi pe Salvatorul? Nu uita că și-ai prilejul prin salvarea pus în față, ca în ziua veșniciei să ai pururea viață. Noi pentru această viață ne zbatem și tânjim, chiar de-a fi jertfiți pe ruguri, dar noi vrem să o moștenim. Cu Iisus edenul slavei, cu Iisus de veșnicii, chiar de-am trece toți prin moarte, dar în suflet să fim vii, fiecare cât de dură care ducem spre acest trai, cu Iisus e veșnic, cu Iisus e veșnic rai. Fraților, părtașii crucii, fie bine, fie rău, nu uitați, tăria noastră este numai Dumnezeu. În curând noua surpriză are loc pe acest pământ, să nu fim plini de pofta firii, să fim plini de Duhul Sfânt, să fim fecioare înțelepte, ridicând candela sus, gata pentru întâmpinarea mirelui iubit Iisus.